Bună ziua și bine v-am regăsit! De luni vom avea un nou eveniment aici, la Cluj. Clujul Boem. Un Cluj Boem pe care îl așteptăm de mult timp. Un Cluj Boem în care toți avem locul nostru. Un Cluj Boem cu Monica Alex. Bună seara! Bine ne regăsim! Unii dintre noastre poate deja mă cunoașteți. Am mai fost în emisiune la TV Cluj AM. Mă bucur că am din nou ocazia de a face parte din familia TV Cluj AM. Cum de a venit această idee a Clujului Boem? Ideea mi-a venit în momentul în care am simțit nevoia să găsesc un pic de libertate, să dau aripi visurilor mele, ideilor mele să prindă contur și astfel de locuri am găsit în Cluj. Sunt locuri mai puțin cunoscute, pe care nu le găsești la vedere, trebuie să ai un pic de curiozitate, trebuie să ai pe cineva care să spună unde se găsesc, pentru că nu oricine le frecventează. Astfel de locuri am găsit pe strada Napoca, numărul 10, poate deja unii dintre noastre știți despre cine vorbesc. Este vorba despre cafeneaua T, binecunoscută doamna T și câinelei Sophie. Este un loc unde, într-adevăr, într-un ambient calm și relaxant, te poți regăsi pe tine, poți uita de griji, poți uita de termene limită, de șefi și poți fi tu însăți. Deci, luni, de la ora 18, ne vom deplasa acolo și va fi un eveniment în premieră, Clujul Boem, cu Monica Alexi. Este un loc unde sunt promovate arta și cultura, de aceea ne-am gândit un poet, Monica Alexi, și un iubitor de cultură, domnul Mircea Avram, să facem și noastră cunoscut acest local. Sper că împreună cu noastră, cu ajutorul noastră, vom descoperi noi locații pe care le putem face cunoscute. Sunt locuri unde arta și cultura sunt promovate, unde artiști, autori, mai mult sau mai puțin cunoscuți, își pot prezenta, ne pot face cunoscute talentele. Sunt locuri unde poți să încânți pe cineva sau unde te poți bucura tu de momentele altora. Sunt locuri de care avem nevoie până la urmă toți. Să știți că sufletul acestui eveniment este Monica. Monica s-a gândit la acest eveniment și întotdeauna când e vorba de suflet, de cultură, de inimă, noi vom fi mereu aproape. Sperăm că și noi veți fi alături de noi și din nou vă așteptăm cu drag luni 26 septembrie la ora 18 la emisiunea Clujul Boem. Deci, lunea viitoare, noi nu vom avea emisiuni legate de ora de poezie, avem nevoie de cultură și mai departe, ci de la 18, în direct de pe Napoca 10, vom transmite Clujul Boem cu Monica Alex. Dar să urmărim și un scurt promo cu ceea ce va fi în miniatură, punem noi astăzi, ce va fi săptămâna viitoare, luni, de la ora 18, pe Napoca 10, Clujul Boem, cu Monica Alexi.
thoughts stuck in my head. The thunder of the drums dictates the rhythm of the fast number of days. The rising of the horns, hey, hey. From the dawn of time to the end of days, I will have to.